Bun găsit! Senatorul PNL Daniel Cadariu a inițiat un proiect de lege pentru reducerea prețului la lemnele de foc pentru populație prin scăderea TVA-ului de la 19 la 9%. Daniel Cadariu a precizat că de prevederile acestui proiect ar urma să beneficieze jumătate din populația României, adică numai puțin de 4 milioane din cele 8 milioane de gospodării ale țării. Senatorul Daniel Cadare a declarat că legislația în acest domeniu este atât de stufoasă încât a creat confuzie și a bulversat întreg sectorul forestier. Daniel Cadare a mai explicat că la nivelul Uniunii Europene, statisticile Eurostat arată că lemnul pentru foc în statele membre au cote de TVA variabile, cum ar fi Belgia 6%, Luxemburg 8%, Polonia 8%, Franța 10%. Senatorul PNL a mai adăugat că prin acest proiect de lege se propune diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populație. Senatorul Cadariu consideră că diminuarea de la 19 la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populație va avea o consecință directă în reducerea cheltuielilor cu utilitățile în gospodăriile populației, ceea ce ar avea un plus valoare prin venituri suplimentare în asigurarea creșterii nivelului de trai. Am inițiat un astfel de proiect de lege. În fond, este vorba de reducerea TVA-ului pentru acest sortiment de la 19 la 9%. Am făcut acest demers întrucât am constatat că jumătate din populația României practic se încălzește cu lemn. Ori între timp, lemnul de foc a ajuns să aibă prețuri comparabile cu lemnul de construcție, cu lemnul care se exploatează în scop comercial. Un lucru absolut nefiresc pentru România anului 2018. De altfel, este un alt dezechilibru major produs de către actuala guvernare în ce privește traiul românului.